ceea ce privește fotorul de viceprimar la Comuna Petrova, domnul Chilașcu a ocupat funcția de viceprimar din 2008 de la alegeri, timp de o jumătate an, după care, sigur că da, prin hotărârea Consiliului Local a fost schimbat din funcție. Am ajuns în proces cu dânsul, ne-am judecat aproape 2 ani de zile la Tribunalul Maramureș, dându-se sentință favorabilă Consiliului Local Petrova. Între timp, sigur că da, la eliberare de funcție a fost numit cu votul Consiliului Județean, domnul Savu Vasile. Dânsul ocupă și în prezent funcția de viceprimar. Domnul Bilanșu a făcut recurs la cadată de Tribunalul Maramureș la curte la Cluj. În proces am fost citat într-adevăr, dar nu am putut duce consilierul juridic a depus întâmpinare, a depus hârtie că nu poate merge, am depus o întâmpinare. Sigur că da, am primit sentința, ea este irevocabilă, urmează să o punem în aplicare. Deci domnul Vasile Bilașcu a fost viceprimar, a zis, a rămas ales prin votul Consiliului Local. Bineînțeles, dânsul este fostul primar al Comunei Petrova timp de 8 ani de zile. I-au spus de la început și membrilor Consiliului Local și la toți că nu pot lucra cu dânsul. Eu am venit aici, am lăsat meseria mea de engineer zilnic și de acolo Roșcova. Am venit la Petrova ca să fac cercetele pentru locuitori și pentru comună. Dacă timp de 20 de ani sau poate și mai bine, și înainte de Revoluție și după Revoluție în Petrova nu s-a făcut absolut nimică. Am venit și am vrut să fac ceva, așa cum am zis, pentru comună și pentru locuitori. Am început munca cu domnul Bilașcu, că așa a fost situația, deși fiind mai mulți la număr din 11 consilieri, sunt 5 a PSD-ului de care face parte și domnul Bilașcu, 3 a PDL-ului, 3 a PNL-ului și 1 PNG. Deci a avut 6 consilieri, cu votul la 6 consilieri, domnul Bilașcu a ajuns viceprimar. Deci nu cum se invocă în sentința de la Cluj, că, mă rog, n-am procedat bine, trebuia cu 2-3 din numărul consilierilor. Deci când a fost numit cu votul majorității, jumătate plus 1. Ce o să se întâmple acum? Noi acum așteptăm. Sentința am primit-o. Urmează ca săptămâna viitoare să facem ședință de Consiliul Local, să prezintem sentința Consiliului Local și să vedem ce facem cu dânsul. Dacă